Munca cere sacrificii. Andreea Bălan, pusă în situații dificile de către Petrișor Ruge. Ce i-a făcut dansatorul chiar pe scenă? Andreea Bălan muncește din greu pentru visul ei, dar, uneori, întâmpină și dificultăți pe scenă. Andreea Bălan are munca în sânge și nu se dă înlături de la nimic. Vedeta are o carieră de succes, iar show-urile ei fac senzație la fiecare concert. Mai mult, cântăreața dansatoare are și o echipă pro, pe care se poate baza necondiționat. Mai mult, Petrișor Ruge, partenerul ei de scenă și coregraful echipei de dans a Andrei Bălan, o chinuie pentru perfecțiunea coregrafiilor. Totuși, îndrăgita cântăreață suportă orice greu cu zâmbetul pe buze, așa cum și i-a obișnuit urmăritorii. Momentul mult așteptat pentru artiști a sosit, iar concertele au reînceput să apară. Motiv de bucurie și pentru Andreea Bălan, care nu poate sta prea mult timp departe de luminile reflectoarelor. Recent, artista a postat un filmuleț pe contul ei de Instagram, în care le arată fanilor ei un moment coregrafic din show-ul ei spectaculos. La un moment dat, Petrișor Ruge îi prinde părul blondinei, iar ea țipă de durere. Ca o adevărată profesionistă, Andreea Bălan zâmbește în secunda imediat următoare și dansează plină de energie. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bodyul are 3 kg, parul 1 kg, eu 49 de kg, ridica Petrișor _ Ruge ceva față amețită stele verzi, amețeală si cam acestea sunt sunetele pe care le scot când dansez râde rostogolind pe podea. A scris Andreea Bălan la clipul postat pe social media. Imaginile din culisele unui spectacol de senzație. Andreea Bălan îi ține la curent pe urmăritorii prin vlogurile pe care le postează pe canalul ei de YouTube. Astfel, în noul video, artista le-a împărtășit fanilor ei imagini de senzație din culisele unui concert și pregătirile necesare unui show de zile mari. Andreea Bălan le-a arătat internauților că la fiecare concert are un dulap imens plin de costumații care mai de care mai spectaculoase. Gata să le îmbrace pentru a-și bucura publicul.